Bună ziua, bine v-am găsit pe canalul meu unde îmbrățișăm iubire, înțelepciune și puterea de a merge mai departe. Dragii mei, vă invit astăzi la tarotul zilei 13 ianuarie. Haideți să vedem care sunt energiile acestei zile. 5 variante pentru voi, dragii mei. Alegeți-vă una dintre variante și să vedem ce se va întâmpla în viața dumneavoastră în data zilei sau pe data zilei de 13 ianuarie. Pentru toți cei care se uită la acest videoclip, ce mesaje trebuie să audă cei prezenți astăzi, acum, în această zi, seară, noapte, depinde unde vă aflați în lume, ce mesaje trebuie să auziți, dragii mei, 5 cărți pentru dumneavoastră. Haideți să vedem. Vom începe cu cei care ați ales cartea numărul 1. Poate că timpul aveți impresia că nu vă ajută cu nimic, că stagnați, întotdeauna vă gândiți și așteptați momentul potrivit, încercați să vă gândiți când trebuie să faceți pasul, când este bine să acționați. Mereu pentru voi timpul există o problematică, fie că este prea repede, fie că stagnează. Noțiunea timpului pentru voi este destul de importantă astăzi, 13 ianuarie. Însă vreau să vă spun că doar trebuie ca să trăiți clipa, să nu vă mai gândiți la timp, să vă gândiți că totul se întâmplă cu un anumit motiv, că nimic nu este împotriva dumneavoastră și că toate lucrurile sunt pe calea cea bună în a se împlini. Vedeți, dumneavoastră, eu am zis cifra 30 fără ca să mă uit la această carte. Uitați, această carte are cifra 30. Probabil are o semnificație importantă pentru voi, însă timpul este important astăzi. Așteptați ceva anume, un răspuns, o persoană, o direcție, timpul are o valoare extrem de mare pentru voi. Haideți să vedem ce mai putem afla, ce mesaje mai putem afla. O femeie care gândește, se gândește și se răzgândește și acest lucru îl faceți de foarte mult timp. Poate de luna trecută, poate de o lună de zile. Ideea este că vă gândiți foarte mult. Dacă sunteți bărbați, să știți că există o femeie care se gândește la dumneavoastră. Există această femeie care fie se gândește să dea un mesaj, fie să primească un mesaj, așteaptă. Această femeie este în așteptare, se gândește, există o așteptare legată de bani pentru mulți dintre dumneavoastră, însă data, în ziua de 13, timpul are o importanță deosebită. Să fiți atenți, probabil, la sincronicități, poate vi se transmite un mesaj, anume prin intermediul ceasului, ce știu eu. Fiți atenți la noțiunea timpului. Varianta a doua. Varianta a doua, trebuie să luați lucrurile, trebuie să luați taurul de coarne. Astăzi veți fi motivați, veți merge mai departe. Un pic de gelozie, fie că dumneavoastră sunteți geloși, fie persoana cu care aveți de-a face este gelos, geloasă. Există această noțiune de gelozie care vă încarcă mintea în această zi. Dar dumneavoastră trebuie să știți că sunteți cu un pas înaintea tuturor, un pic de bârfe la serviciu, dar nu vă vor interesa. Doriți de asemenea, cei care ați ales varianta a doua, să protejați un copil. De ce? Cum? Dumneavoastră știți mai bine, însă un copil are nevoie de protecția dumneavoastră în această zi. Există pentru câțiva dintre voi noțiunea de nașterea unui copil, auziți de nașterea unui copil, o persoană din familia voastră sau chiar dumneavoastră veți naște astăzi, ce știu eu, însă există un copil care
cere și are nevoie de protecție. De asemenea, mai văd un plan al dumneavoastră pe care îl veți demara astăzi. Un proiect financiar, un proiect de iubire, însă astăzi va fi demarat acest plan la care vă gândiți de un an de zile cel puțin și care va fi de lungă durată, dragii mei. Că este o relație, începutul unei relații, iată că va fi de lungă durată. Cel puțin un an de zile va dura această relație. Alții dintre voi puneți capăt. De fapt, vă gândiți la o călătorie și veți pleca la drum astăzi, într-o călătorie, într-o vacanță, ce știu eu, unde vreați să mergeți de mult timp. Varianta a treia. Varianta a treia, destinul le aduce o persoană nouă. Destinul unește două persoane, reunește, mai bine spus, două persoane care au fost aflate în separare. Ziua de 13 ianuarie are o conotație deosebită la nivel destin, la nivel ceea ce pot crea eu, la nivel premoniție, la nivel de intuiție, însă astăzi veți fi cu persoana iubită, astăzi veți face ceea ce este în destinul dumneavoastră, un vis, o dorință a dumneavoastră, o speranță pe care o aveți de foarte mult timp, mulți dintre dumneavoastră de la frage de vârstă din copilărie, de la 17 ani, visați la această iubire sau la acest plan, iată că astăzi puteți să atingeți acest plan, planul dumneavoastră va fi tangibil, veți acționa, veți pleca la drum cu o persoană diferită de voi, fie că veți demara o întreprindere, un business anume, un job, veți fi extrem de creativ, veți acționa, nu veți mai sta pe gânduri, că veți opri o relație care stagna, în care nu vă simțiți bine, că veți ieși afară pentru a întâlni o persoană iubită și veți face acest lucru. Ziua de 13 ianuarie vă aduce posibilitatea întâlnirii sufletului pereche a persoanei care se află în destinul dumneavoastră și dumneavoastră în destinul său, dragii mei. Haideți să vedem cei care ați ales a patra carte. A patra carte, să știți că văd aici o familie, o familie, sunteți și aveți anumite teorii, anumite principii, ați fost crescuți în familia dumneavoastră după anumite reguli, nu vă abateți de la ele, o religie aparte, fie că aveți de a face cu o persoană care, a cărei religie, a cărei obiceiuri, a cărei tradiții sunt destul de importante, data de 13 vă reamintește aceste tradiții, vă reamintește că nu puteți sări anumite, eu știu, principii de bază, anumite legi, dacă ne gândim la un proces. Așadar, faceți atenție la reguli astăzi, dumneavoastră, cei care mai ales aveți desemnat acte de a face cu justiția, cu documente legale, fiți atenție la reguli, nu vă abateți de la lege, nu vă abateți de la principiile dumneavoastră, stați fermi și veți reuși. Respectul acestor reguli vă aduce unitate, vă aduce prospețime, în dinamism în viață, vă aduce sinceritate, vă aduce o relație stabilă și așa mai departe. Și îngerul Ariel este, arhanghelul Ariel este alături de dumneavoastră în această zi. Poate ar trebui să adresați o rugăciune acestui arhanghel, dumneavoastră știți mai bine, eu citesc doar energia cărților, dumneavoastră aveți liberul arbitru să decideți ceea ce este bine și ce trebuie să faceți pentru binele dumneavoastră. Haideți să vedem varianta a cincea, dragii mei, ziua de 13 vă aduce un suflet pereche. Înapoi sau nu, întâlnirea acestuia depinde de situația dumneavoastră. Fidelitate în iubire, dragoste foarte multă și reciprocă sentimente care sunt noi pentru mulți dintre voi, sentimente netrăite de foarte mult timp, reunirea cu o persoană la care ați visat,
în orice caz o relație de fidelitate, de dragoste pură, de sinceritate, cineva se va destăinui vouă, sunteți meniți să fiți împreună, un contract de muncă semnat astăzi vă va aduce noroc, un contract pentru o casă de asemenea vă va aduce noroc, un contract din bancă vă va fi favorabil vouă, dragii mei, de asemenea, însă sunteți atrași de puterea aceasta orbitoare a dragostei și a dorinței de a face ceva în doi. Astăzi, voi cei care ați ales varianta a cincea, Arhanghelul Rafael vă este alături, deschiderea canalului de iubire, deschiderea acestei porți, o ușă care v-a fost închisă odată către acest suflet pereche sau de către acest suflet pereche care poate a fugit, care poate v-a blocat. Iată că astăzi, 13 ianuarie, ziua este extrem de importantă în a alege și a face această alegere extraordinar de bună în dragoste. Poate aveți de ales între două persoane, poate persoana respectivă are de ales între voi și altcineva, însă aveți de câștigat, astrele sunt favorabile, ușa, portalul acestei inimi este deschis și favorabil vouă pentru iubire, dragii mei. Așa cum sunteți obișnuiți, vreau să mai extrag o carte pentru energia generală a acestei zile. Haideți să vedem energia generală a acestei zile pentru toți cei care vă uitați la acest videoclip. Ce mesaj important trebuie să aflați? Această anxietate a dumneavoastră, sunteți anxioși, câțiva dintre voi, există o dramă care se desfășoară în jurul dumneavoastră, este o dramă creată de voi. Poate în mentalul vostru nimeni nu v-a forțat cu nimic și dumneavoastră cu atât mai mult nu este bine să forțați lucrurile. Așadar, încercați să vă liniștiți, încercați să vă relaxați, încercați să vă eliberați de toate fricile, de toată anxietatea, de tot stresul care vă apasă, pentru că este doar în mintea dumneavoastră. Nu există dramă în jurul vostru, sunteți la adăpost, orice acest se întâmplă, chiar dacă există anumite lucruri care v-au șocat și care vă înconjoară, dumneavoastră nu faceți parte din acest sistem și ar trebui să vă gândiți că sunteți protejați. Atât am avut de spus, dragii mei, vă doresc o zi extraordinar de minunată, plină de iubire și de înțelegere. La revedere, dragii mei!